În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cazania Duminicii, a noua după pogorârea Sfântului Duh, despre împuținarea credinței. Frați creștini, mustrarea lui Petru, pe care am auzit-o astăzi în Sfânta Evanghelie, ne dă prilej, cum nu se poate mai bun, să cercetăm cu amănuntul despre împuținarea credinței, care răcește dorința faptelor bune și dobară lesne pe omul în prăpastia păcatului. Cel puțin credincios se deosebește de cel credincios și de cel necredincios, după cum se deosebește apa călduță de apa fierbinte și de apa rece. Apa călduță are căldură puțină, cea fierbinte are multă, iar cea rece nici de cum. Cel puțin credincios are credință, însă puțină, iar cel credincios are multă, iar cel necredincios nici de cum. Apa călduță are putere, însă puțină, cea fierbinte are multă, iar cea rece nici de cum. Cel puțin credincios are râvnă, însă prea puțină, cel credincios are râvnă multă, iar cel necredincios nici de cum. Pentru aceasta necredinciosul, fiindcă nu crede nici de cum în Dumnezeu, calcă fără sială toate poruncile lui. Cel credincios, fiindcă are râvnă multă și crede fierbinte, cu anevoie calcă poruncile lui Dumnezeu și cu anevoie se lenevește de la săvârșirea faptelor bune. Cel puțin credincios, fiindcă se îndoiește din cuvintele lui Dumnezeu și are puțină râvnă, calcă cu ușurință legile dumnezeiești și se dezbracă la prima încercare de îmbrăcămintea ce cerească a faptelor bune. Aceasta ne învață pe noi cuvântul Sfintei Evanghelii pe care l-am auzit astăzi rostindu-se la Sfânta Liturghie. Credința propovăduiește că Dumnezeu, fiind nemărginit, este totdeauna și pretutindeni de față și pe toate le împlinește. După cum ne și ne încredințează psalmistul zicând, de mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi pogorî în iad și acolo ești, de voi zbura pe aripile zorilor și mă voi muta la marginea mării și acolo mă va povățui mâna ta. În niciun loc, în nicio vreme, nici măcar o clipeală de ochi, nu lipsește Dumnezeu din fața noastră. Credinciosul care, fără îndoială, crede aceasta, vede cu ochii credinței pe săpunul cerului, stând totdeauna înaintea lui. De aceea, este cu neputință să îndrăznească înaintea feței lui Dumnezeu să facă păcate. Prorocul David, care avea credință fierbinte, zicea, văzut-am pe Domnul înaintea mea purvea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Cel puțin credincios, fiindcă nu vede cu ochii trupești pe Dumnezeu, stând înaintea lui, iar ochii sufletului lui sunt mărginiți și închiși, din cauza împuținerii credinței lui, lezne se clatină de vântul ispitelor și lezne îl înneacă valurile păcatului. Ce credem despre Iuda Iscariotanul? Credea? Oare nu credea el că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Credea, pentru că de n-ar fi căzut, n-ar fi mers după Iisus, nici nu s-ar fi făcut ucenic al lui. Credea însă foarte puțin. Vedea, dar se îndoia. Pentru aceasta credința lui era puțină. Pentru aceasta credința lui cea puțină a stins-o patima cea puternică a iubirii de argint și astfel s-a făcut vânzător și trădător în loc de ucenic devotat. Adam și avea și Eva credință în Dumnezeu, dar credința ei era puțină și călduță. Dumnezeu a zis și ei și lui Adam în legătură cu pomul oprit, să nu mâncați întrânsul, nici să vă atingeți de el ca să nu muriți. Șarpele a zis însă către dânsa, nu veți muri cu moarte, ci veți fi ca Dumnezeu. Ea a crezut cuvintele șarpului mai mult decât cuvintele lui Dumnezeu. Pentru aceasta împuținarea credinței a aruncat-o în păcatul neascultării.
golit-o de harul dumnezeiesc și a izgonit-o din acest pământ. Dumnezeu ne poruncește zicând, iubiți pe vrăjmașii voștri. Dumnezeu ne poruncește zicând, binecuvântați pe cei ce vă blestemă pe voi, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi și vă rugați pentru cei ce vă supără și vă prigonesc pe voi. Celor ce iubesc pe vrăjmașii lor și le fac lor bine, li se făgăduiesc răsplătiri mari de Domnul când zice, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt. Noi însă facem împotrivă. Noi ne supunem sfaturilor lumii mai mult decât poruncii lui Dumnezeu. Credem în promisiunile lumii mai mult decât în făgăduințele lui Dumnezeu. De aceea, urâm pe vrăjmașii noștri și îi vrăjmășim până la moarte. Pentru ca să-i biruim, uneltim ocări, vicleșuguri, clevetiri, prigoniri, ucideri, răutăți mari și păcate făcășate. Lucrurile ale credinței sunt acestea? Nu. Acestea sunt lucruri ale credinței împuținate, ca să nu zic ale necredinței. Ce făceau Sfinții Apostoli, care aveau credință fierbinte în Hristos? Ei, ocărâți fiind, binecuvântau. Prigoniți fiind, sufereau. Puliți, rugau pe vrăjmașii lor să se potolească. Vedem din fapte ce fel de credință a avut întâiul mucenic Ștefan. Fiind ucis cu pietre, el a plecat genunchii și s-a rugat pentru cei ce îl ucideau, zicând, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, și zicând acestea, a adormit. Dumnezeu poruncește zicând, celor ce cer de la voi, dați-le, milostenie, hrăniți pe cel flămând, adăpați pe cel însetat, îmbrăcați pe cel gol, primiți în casă pe cel străin, cercetați pe cel bolnav, îngrijiți pe cel în temniță. Săracul este fratele meu, săracul poartă fața mea. Orice veți face săracului, mie îmi faceți. Adevăr grezi vouă, întrucât ați făcut una din acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Dumnezeu făgăduiește celor milostivi răsplătiri însutite în lumea aceasta și împărăția veșnică în viața ce va să vină zicând, însutit va primi și viața veșnică va moșeni. Credem acestea? Da, într-adevăr, credem și mărturisim. Foarte bine. Dar după aceea vine înaintea noastră cel flămând, cel însetat, cel gol, cel străin, cel bolnav, iar noi nu numai că ne întoarcem fața noastră de la dânsii, ci rare ori îi certăm și îi mustrăm. Acestea sunt faptele credinței noastre? Aceasta este credința noastră? Aceasta nu este credință, ci împuținare de credință, fiindcă faptele, nu cuvintele, sunt doveditoare ale credinței noastre, după cum spune Sfântul Apostol Iacov, zicând, arată-mi credința ta din faptele tale și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea, căci credința fără fapte este moartă. Dar la acestea răspund unii dintre noi zicând, Domnul nostru Iisus Hristos a zis că cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Noi am crezut și ne-am botezat, deci noi credem, deci noi suntem mântuiți. Dar pentru ce însuși Domnul Iisus Hristos a mustrat pe Petru? Ca un puțin credincios zicându-i, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? L-a mustrat pe el pentru ca să ne învețe și pe noi, că alta este credința și alta este împuținarea credinței. Credința a numit Domnul credința cea desăvârșită, cea mare, cea fierbinte. O astfel de credință nu este niciodată despărțită de fapte bune. De aceea Apostolul Iacov zice, arată-mi credința ta, fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea. Aceasta este credința cea mântuitoare despre care a zis Mântuitorul. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Împuținarea credinței este credința nedesăvârșită, puțină, rece. Este credință moartă și de multe ori străină și cu totul goală de faptele bune, pentru care Apostolul Iacov a zis, credința fără fapte este moartă. Noi ne mirăm și suntem nedumeriți, că nu mai vedem astăzi mulțimea minunilor pe care le-a făgăduit Iisus Hristos, celor ce cred spunând, celor ce vor crede le vor urma aceste semne.
În numele meu demoni vor scoate, în limbi noi vor găi, șerpi vor lua în mână și chiar de vor bea ceva de moarte, nu îi va bătăma. Pe cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Iată însă că se lămurește mirarea și nedumerirea noastră, pentru că Domnul a spus că aceste semne vor urma numai celor ce cred, iar nu celor puțin credincioși. Când erau mulți fierbinți în credință, în vremea apostolilor și în veacurile următoare, atunci se făceau în fiecare zi nenumărate minuni. În vremea de acum însă, sunt foarte puțini cei ce au credință fierbinte și înfocată. Mai toți sunt puțin credincioși. Dacă și în ziua de astăzi ar avea cineva credință fierbinte, numai cât grăuntele de muștar, va zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și el se va muta. Deci dacă a încetat mulțimea minunilor, aceasta s-a întâmplat fiindcă s-a răcit focul credinței. Când Sfinții Apostoli au întrebat odată pe Domnul, pentru ce noi nu am putut să scoatem acest demon? El a răspuns, pentru necredința voastră, adică pentru împuținarea credinței voastre, că Sfinții Apostoli nu erau necredincioși, ci încă nu ajunseseră să fie desăvârșiți în credință. Frați creștini, vedeți așadar că împuținarea credinței este pricina tuturor răutăților, iar credința desăvârșită este izvorul tuturor faptelor bune și tuturor lucrurilor bune. Dar oare poate omul să înfierbânteze credința sa cea rece? Poate de va voi. Credința naște fapta cea bună, iar fapta cea bună înfierbântează credința. Deci, creștine, fii blând, smerit, iubitor de dreptate, milostiv, curat, îndelung răbdător, înțelept ca șarpele, curat ca porumbelul, îndurător ca Tatăl tău cel ceresc. Acestea aprind în inima omului focul credinței, acestea fac să încolțească în sufletul omului sămânța credinței pe care a venit Domnul să o arunce pe pământ în inimile celor ce cred în Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Unul Nenăscut, cuvinte a lui Dumnezeu, Tu ești dătătorul credinței și povățitorul faptelor celor bune. Noi credem și mărturisim că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși și între care cei din tâi noi suntem. Însă credința noastră este puțină și rece, nu este atâta de fierbinte pe cât avem trebuință pentru mântuirea noastră. Deci către Tine, întru tot îndurate, ne plecăm genunchii noștri și cu încredere ca și Apostolul Petru strigăm din adâncul sufletelor noastre, cu toată nădejdea și ajutorul nostru. Doamne, mântuiește-ne, că Ție se cuvine cântarea, Ție se cuvine lauda, Ție slava se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.